Reabilitarea cartierului Apolodor a luat sfârșit. În prezent se lucrează la efectuarea marcajelor și montarea indicatoarelor rutiere. Acest cartier a fost modernizat din temelii, la inițiativa primarului Marius Creciu, care a acordat o atenție deosebită cartierelor mărginașe din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Deci ne apropiem de final și cu marcajul, da? Ce mai avem de făcut? Mai avem de făcut marcajul longitudinal pe străzile principale și laterale și diversul pe strada Bucura. Și închidem. Și închidem toată zona Apolodor și o parte din Bandovița, da? Păi când credeți că terminați? Mâine. Mâine cel târziu. Mâine ne ajută și vremea. Ne ajută mâine chiar să mai încălzești un pic. Da? Da. Bun. Și gata. Ieșim de pe străzile astea. Ieșim, da. Da. Succes. Bine. Felicitări. Bine. Mersi. Sănătate. Lucrările au fost finalizate în cartierul Apolodor din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. În prezent, locuitorii acestei zone beneficiază de cele mai bune condiții de trai, având un cartier modern reabilitat la standarde europene. Până la sfârșitul anului reușim să terminăm tot ce înseamnă cartier Apolodor, cartier Banovița. Pe fonduri europene mai este strada Banoviței, care în primăvară va fi și ea terminat, dar în spatele meu se lucrează la marcaje, se lucrează la semnele de circulație și putem să spunem că în acest moment cartierul Apolodor este un pariu câștigat de primăria Drobeta-Turnu-Severin. Am investit foarte mulți bani în acest cartier, dar pot să vă spun că arată impecabil în acest moment. Avem și străzi reabilitate, unde încă oamenii nu au reușit să construiască, dar am discutat cu cei care au terenuri și erau extrem de încântați că în primăvară pot să vină și să înceapă construcția la casele pe care și le doresc pe aceste terenuri. Primarul municipiului Marius Creciu și-a dorit, încă de la începutul mandatului său, ca cetățenii din cartierele mărginașe să aibă aceleași condiții ca și cei din zona centrală. Acest obiectiv a fost atins, iar promisiunea făcută oamenilor a fost îndeplinită. Este o investiție de aproape 20 de milioane de lei, cam 4 milioane de euro în acest moment, dar s-a meritat. Acest cartier, care în anii trecuți era doar noroi și doar cu probleme, arată astăzi ca un cartier normal al unui oraș ca Turnu-Severin, al unui oraș în secolul 21, așa cum ar trebui să arate fiecare zonă. Lucrăm în acest moment și în alte cartiere, suntem și pe Schela, să sperăm că vremea ne va mai ajuta în continuare, ne-a ajutat în această perioadă. Dar în momentul în care se va intra ziua sub 0 grade sau va începe să ningă sau ploi, o să oprim lucrările. Lucrăm ce se poate lucra. Deci pot să spun în acest moment și toți cei care locuiesc în acest cartier, în această zonă, Apolodor, Banovița, că misiunea primăriei a fost îndeplinită. În această zonă s-au realizat nu doar lucrări de asfaltare, ci s-a amenajat iluminatul public, s-a reabilitat rețeaua de apă și canal și s-a introdus rețeaua de gaze naturale. S-a pus foarte mare accent pe cartierele mărginașe. În cartierele Apolodor Banovița avem în total 20 de străzi pe buget local plus încă 3 străzi pe fonduri europene. În acest moment, așa cum se vede, sunt terminate, cu excepția străzii Banovița, unde trebuie să mai vine un strat de asfalt, și strada Padeș, care deja a fost adjudecată, semna contractul de execuție. Cum ne lasă vremea, ne apucăm și putem spune că este încheiat 100% tot cartierul. În anul 2016, cartierul Apolodor exista doar pe hârtie, iar în prezent este o zonă modernă a municipiului nostru. Acesta este proiectul de suflet al primarului Marius Creciu, întrucât de-a lungul timpului, foștii edili nu au investit nimic aici. Lucrările continuă în cartierul Banovița.